Primăria Hunedoara a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre prin care intenționează să introducă în oraș parcările publice cu plată. Locuitorii orașului sunt invitați să aducă sugestii, să-și prezinte opiniile și să vină cu propuneri, în cazul în care sunt interesați de proiect. Acesta este în dezbatere publică pe site-ul primăriei până la data de 29 iunie. Primăria Hunedoara intenționează să introducă tarife pentru parcările din zona Centrului Cultural Corviniana, Casa de Cultură, pentru toate parcările din zona Pieței Obor și pentru toate parcările în spic amenajate pe Bulevardul Dacia. Administrația locală a gândit un sistem de tarifare care ține cont și de parcarea pe termen lung, iar cuantumul taxelor începe de la 2 lei pe oră. Pe cât de accesibile sunt tarifele, pe atât de consistente sunt sancțiunile, pentru că în regulament sunt reglementate și faptele contravenționale în legătură cu utilizarea și plata locurilor de parcare publice, amenziile în funcție de situație încadrându-se între 300 și 1000 de lei.